Bună ziua tuturor, sunt Arotela, cu etalarea pentru cei născuți în semnul Săgetătorului, sau mai exact cu Soare, Luna, Venus, Ascendent în Săgetător, pentru august 2019. Dar această etalare este altfel decât cele cu care v-ați obișnuit pe acest canal. Este inspirată din spiritul animalelor și înainte de a începe etalarea, vreau să adaug câteva lucruri pe care probabil va trebui să le adaug de fiecare dată. În primul și în primul rând, luați lucrurile mai relaxat. Nu înseamnă că tot ce se spune exact se va întâmpla. În primul și în primul rând, nu avem acces la cunoașterea totală. Suntem oameni toți, nu contează câte calități avem și câte premoniții. Întotdeauna divinitatea își păstrează partea de surpriză în destinul nostru. Și mai ales aceste etalări mai speciale, măcar la început luați-le ca pe o joacă, ca pe un moment de bine dispunere și apoi, în momentul în care sunteți calmi și bine dispuși, primiți și mesajul. Cât ar fi de mic. Poate toată povestea într-adevăr rezonează cu voi, dar dacă nu rezonează, poate să fie doar un mesaj mic, o idee care să vă inspire pentru, eu știu, perioada următoare. Am început să amestec și la un moment dat ce am văzut, Cobra, care mi-am notat așa, că așa se face. Mi-am notat pe o listă scurtă ordinea în care apar cărțile în care au fost create de creator. Și Cobra reprezintă numărul 10 la seria cărților de foc. Numărul 10, în general, este încheiere de ciclu. Interesant este că după Cobra, am mai amestecat, și am văzut dragonul. Dragonul care reprezintă semnul spiritului. Și dragonul reprezintă ego-ul. Și atunci fac o legătură între ego, plexul solar, care în general reprezintă zodia leului sau tot ce ține de acea parte a noastră, de foc, Cobra, da, în care poate manifestăm mai multă dorință de putere sau să dominăm sau să ne ridicăm deasupra celorlalți, așa cum se ridică Cobra deasupra Pământului înainte de atac, da? Probabil aici unii dintre voi aveți de lucru, într-un fel sau altul. Poate aveți un ego mai scăzut, poate dimpotrivă v-ați ambalat într-o privință prea mult și aveți de lucrat. Haideți să vedem ce iese pentru august, Săgetător. O carte, două, eu știu câte vreți, un mesaj pentru Săgetător. Soare, Luna, Venus, Ascendent în Săgetător, august 2019. Era să zic Tarotela, de Tarantula. Da. Tarantula, Tarotela. Interesant că în spate avem un vierme de pământ. Viermele de pământ este cam primul în seria după asul de pământ. Și aici avem o șopârliță, iar semn de foc. Tarantula este semn de foc. Aș vrea doar să mă uit un pic. Fiind la început, nu știu chiar ordinea în care a fost creată. Deci Tarantula ar fi pe locul 5. 5, interesant că este un, așa cum l-am numerutat eu, reprezintă un număr provocator. Nevoia de schimbare. Interesant e că și mie, la un moment dat, într-o etalare personală, mi-a apărut Tarantula. Acum o săptămână, când scoteam notițele. Și o să încerc să... Eu cred că aceste cărți se referă la voi. La un moment din viața voastră, când voi trebuie să schimbați un fel de a vă manifesta. Aveți semnul pământului și semnul focului. Și mai aveți un semn de foc. Să opresc un pic bețișoarele.
Viermele de pământ. Sau mai bine zis, râma. Ar fi prima etapă în seria cărților de pământ, adică o fază incipientă într-un proiect, într-o situație sau pur și simplu, poate, într-o etapă, că și etapele au și ele mai multe faze, da? Într-un proiect al vostru, în care a trebuit să săpasc, de fapt ce face râma, sapă, face niște canale, are și un rost. Interesant este că în aceste săpături ea creează un spațiu. Și de fapt, dacă stăm să ne aducem aminte, aerisește toate canalele alea. Este foarte benefică pământului, mai ales pentru cei care practică agricultura, știu. Poate că la un moment dat canalele acestea s-au cam încurcat, s-a creat un labirint. Poate în proiectul în care sunteți sau în situația în care sunteți e un pic încurcată. Trebuie să ieșiți, da? E ca și când ar fi un nod, după cum vedeți. Da? Trebuie să ieșiți din acest nod, din această încrengătură, încurcătură, cum vreți să o luați. Pentru că ea în sine e de natură benefică. Chiar dacă poate să vă pară o situație neplăcută, fiecare situație neplăcută ne ajută să învățăm ceva, evident, și să vedem și partea bună, da? Curcubeul din situație. Dacă reușiți să vă reorganizați, să vă descurcați, puteți să manifestați acest curcubeu, să mergeți mai departe pe această scară. Fiind de pământ, e o situație care ține de stabilitatea voastră, de împământenirea voastră, care, în general, sunteți spirite de foc. Da? Spirite de foc. Unii dintre voi aveți de-a face cu un dușman. O să vă arăt mai târziu. Sper să nu uit. Și sunteți chemați să schimbați eventual un mod de a acționa în viață. Sau în situația despre care am vorbit. Știu că pare un pic ciudat, pare ambigu, dar nu e tarotul clasic. Sper să luați ceea ce trebuie. Sunteți chemați să preluați o altă energie. Dacă acesta e un proiect, o situație, voi în această situație încurcată, aici ar reprezenta tactica pe care urmează să o preluați sau atitudinea. Pentru că văd 8 piciorușe, cred că e o chestie transformatoare. Într-un fel, pentru mine, tarantula aduce foarte mult a scorpion. Poate aveți planete în scorpion, poate aveți de-a face cu o atitudine, o situație scorpionească. Spun asta pentru că există și un dușman în preajmă. Însă, dușmanul acela trebuie anihilat și să nu uitați niciodată că buturuga mică răstoarnă carul mare. Revin un pic la chestia asta, sper să nu uit. Am zis că la capătul acestui set de cărți aveți ce? Aveți șopârlița, care este iar semn de foc. Șopârlița, printre multele calități, pentru că nu le pot explica pe toate într-o singură prezentare, decât ceea ce simt eu că se potrivește în acest moment. Șopârlița, alt semn de foc, să mă uit cât a este. S-ar putea să fie chiar după tarantula. Tarantula... Nu, e la numărul 3. În fine. Așteaptă. Așteaptă. Dar ce face în așteptarea asta? Are toate simțurile foarte ancorate în realitate. Simte vibrațiile de la distanță. Simte mirosuri, simte unde, căldură, da? De la distanță. Și interesant este că și șopârlița și tarantula, chiar dacă aceasta este insectă și aici este animăluț, amândouă sunt de pradă. Dar ce mai este interesant este că mai aveți un animal de pradă în spate. De-aia am spus că unii dintre voi aveți un dușman
care trebuie să vă luptați, probabil, situația aceasta încurcată, pământeană, poate să fie de natură financiară, da? Da? Sau de tot ce înseamnă pământ, valoare, valori, bani. Pământul reprezintă într-o anumită fază și familie și tradiții, da? O situație foarte încurcată. Ei, și în această situație, cred că aici se manifestă un dușman foarte periculos. Însă, eu zic că undeva poate că în această situație aparent încurcată, voi, cu simțurile acelea speciale, deosebite, pe care le are și șopărlița și tarantula, da? Trebuie să vedeți ce puteți să preluați bun din aceste canale, din această situație. Să vă reorganizați și să vă folosiți aceste traiecte, trasee, ce v-ați creat sau situația în care ați intrat, să o folosiți în avantajul vostru. Ca și când ar fi, nu știu de ce, dar poate îmi spuneți voi, o capcană pentru acest prădător teribil, care în anumite momente vă aduce niște momente de frică. Într-un fel sau altul, toți trebuie să manifestăm și frică, da? Și griji. Că de fapt asta e șoricelul, își face griji. Și probabil în această perioadă v-ați făcut griji, că veți fi dominați, că veți fi atacați, v-ați făcut niște canale de ieșire în caz de urgență, în caz de criză. Ei, și revin la tarantulă. Sunteți chemați să acționați într-un mod strategic, provocator și să vă schimbați. Am zis că este numărul 5, dar are și 8 piciorușe. 8 înseamnă transformare, este un număr scorpionesc. Și aici vreau să ajung. Să nu uităm că tarantula are o mușcătură fatală. Nu contează dimensiunea dușmanului, cât ar fi de periculoasă această panteră. Voi preluând această energie, mai minioni, dar la fel de periculoși. La fel de periculoși. Este un foc aici. Aveți o rețea de creat. Am zis să vă ordonați un pic acest haos, această degringoladă, această încurcătură. Da? Dacă aici este încurcătură, aici parcă ar fi o rețea de fire. Poate niște relații umane sau pur și simplu puncte. Ce am de făcut pentru anihilarea dușmanului? A, dacă nu se rezolvă așa, 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 aplic lovitura fatală. Dar există acest potențial în tarantulă pe care nimeni nu-l poate nega. Și interesant este că este semn de foc. Voi sunteți semne de foc. Și probabil în august trebuie să manifestați acel foc pe care, în general, săgetătorii nu prea vor să-l manifeste decât în situații de urgență, de criză sau, da, asta e o criză. Cineva v-a stresat foarte mult. V-a stresat foarte mult și a stat în spatele vostru, v-a împins la limita răbdării cu niște răutăți. Ei, și dacă acea persoană sau acea situație poate să fie la locul de muncă, poate să fie oriunde, în familie, nu contează. Situație sau individ, v-a adus în acel punct în care optimismul săgetătorilor este chemat să se transforme. Și să nu uităm că și săgetătorii au o săgeată, au o armă, în general o folosesc să tindă către spiritualitate, dar se pare că este nevoia să vă întoarceți un pic arcul către cine încearcă să vă atace. Rămâne să vedem pentru cine a fost acest mesaj. Aștept comentariile și nu uitați, înainte de toate, luați lucrurile mai relaxant. Bine, voi în general luați că sunteți jupiteriene. Dar e valabil pentru toți cei care ascultați. Vă doresc numai bine, dragoste, pace, creștere spirituală, vă pup numai bine!